Ok, salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de FIFA Mobile pe acest canal. Da, dacă vă place, nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook, să facem și noi cât mai repede 2000 de abonați. Și astăzi vom vorbi despre o chestie foarte importantă. Foarte mult mă întreabă pe live-uri cum fac atâția bani. Da, mane. Deci este o chestie pe care foarte mulți o folosesc. Da, ok. Cred că o să fac și al treilea starter, mă rog. Și, da, un mod de a face bani este... un mod de a face bani poate fi vânzarea unor player, de exemplu, uite asta. Asta nu cred că o să coste așa de mult și pana mea. Nu știu, mai bine al timp pentru training. Și o să vă pun acum niște poze cu niște player pe care i-am vândut eu la niște sume nu foarte mari pentru că prețul scăzuse, dar eu zic că a fost ok, că am făcut bani. Și dacă aveți player prin club cu care n-aveți ce să faceți, părerea mea este că mai bine îi vindeți decât să îi țineți aiurea în club. Și acum o să vă arăt playerii pe care i-am vândut eu, două secunde. Ok, mane, deci în primul rând avem De Bruyne, Team Hero. Le-am vândut de fapt atunci după ce le-am luat. Îl pusesem parcă prima dată la un 6-7 milioane, nu s-a dat pentru că foarte mulți îl luaseră și uitați, le-am pus aici, am câștigat 4.275.000. Apoi Bonucci s-a dat și asta, dar mă rog, n-am mai făcut screenshot. Așa, Jordi Alba, care mi-a picat pe un live, am avut destul de mare bulan, da, 2 milioane, bun. Arthur pe un live, da, 1.330.000. Kyle Walker, 475.000. Nu sunt niște bani așa, nu știu, de mulți, o sumă extraordinară, dar te ajută, frate. 200.000 cu 200.000 cu 200.000 se strâng, frate. Acest Parejo, care n-are deloc, pe 350.000. Draxler, 261.000. Alisson, 1.300.000. Și mă rog, ăștia sunt puțini dintre playerii pe care i-am vândut. N-am mai făcut screenshot la, nu știu, un Modric normal base. Nu mai știu cu cât le-am dat, dar le-am dat. La Marcelo Base le-am dat pe la parcă cu 2.700.000 sau 2.600.000, mă rog, ceva în genul. Dar le-am dat bine, mă rog. Și haideți să vă arăt încă un mod de a face bani. Ăsta e mai greu, dar se fac bani. Și revin din nou în FIFA. Așa, bă, am revenit pentru că pana era și acolo. Făcusem niște screenshot-uri frumos și vine, am arătat. Și alt mod de a face bani este de aici cu punctele Elix, după părerea mea, faceți, da. Uitați, haideți să vedem, facem 1.000.000 și ceva, cred, nu? Dacă nu greșesc, 1.000.000 și ceva, sau 1.000.000 fix. Poate unii spuneți că cu aceste puncte mai bine luăm training, XP sau boost-uri. Da, mane, ok, de acord. Dar dacă e să te uiți la boost-uri, fii atent. Stai, boost-ule. Deci boost-urile astea sunt foarte puține. Mai bine e din store boost-uri. Și XP-ul, nu din store, de la VSA, pardon. Și XP-ul e puțin, 10.000. Pana aia, mai bine e un player cu 150.000 elite și îl bagi acolo. Deci, părerea mea e că mai bine luați de aici banii. Și uitați cum facem Lejereanu aici bani frumos. Am strâns destul de mult punctele astea. Și eu zic că s-a meritat. Și un mod de a face puncte
este ori la turneele de la ligă. Și dacă sunteți în ligă, vă rog eu frumos, jucați băi băieți la ligă, pentru că na, dacă nu veți juca, vă voi scoate. Ori în upgradarea boosturilor, unde na, câștigi clar. Ori, nu știu, jucarea, gen dacă joci la eventuri sau ceva, îți dă, deci e clar, putem face rost de aceste puncte lejereanu. Hai de boss azi? Nu mai dă ăla? Hai mă că mi-l dă, dar mai greu că a văzut că sunt pus pe treabă. Că vreau coinsuri. Vreau coinsuri, aproape facem de 90 milioane și o să iau al treilea starter să-l pun în echipă să-mi dea un elite de la. Bun, și urmează după asta ultimul pack. Și uitați cum am făcut lejer 1 milion fără să vând nimic sau chestii de astea. Pur și simplu am luat cu 6.000 de puncte de ăștia așa. Un alt mod care o să dureze ceva, zic eu, este să joci la event-uri. Uite, de exemplu, aici. La tot. Eu am mers pe Defender ca să-l iau pe Allison. Da, mane, uite. Merge aici și 5K. Dar se adună 5K acum, 5K mai încolo. Sau acum știu că e timpul puțin și nu aveți cum să faceți. Uite aici. Dar o să vină Lunar New Year, care cred că o să fie un event din care o să câștigăm ceva bani. Uite, mane, și de aici. Se adună 2K jumate cu 2K jumate. Ușor, ușor faceți, dar aici e mai greu să faceți. E foarte greu să faceți bani. Da, de aici, apana. Aici o să faceți greu bani. Dar cel mai bun mod este să joci la, să vinzi player și să faci aia cu liga, că așa n-ai ce face cu punctele leagues. Parcă și de aici se luau ceva, 10K. Dacă încă n-ați terminat campaniile, ceea ce mi-e foarte greu să cred, puteți lua foarte mulți bani de aici, de la Master Campaign. Mi-e greu să cred că mai sunt persoane care încă n-au terminat Master Campaign-ul. Dar să știți că știu și eu destul de mulți care nu l-au terminat și au overall mare, au 90 și un pic. Da, și pana mea, cam astea sunt modurile mele de a face bani. Dacă mai știți alte moduri, ceva de la quest-uri, de exemplu, uite, dacă n-ați rankat încă la VSA sau la head-to-head, puteți lua bani. Da, bă, s-a băgat manual la Domination și ce să zic. Cam astea sunt modurile mele de a face bani. Băi băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Haideți să, na, să facem și noi cât mai repede 2K. Mai avem nevoie de 70 de abonați, deci dați și voi acolo un share să vină cât mai multă lume să facem 2K cât mai repede. Și da, eu am fost 007 Mario. Mulțumesc pentru vizionare. Pa!